Mascații au descins cu noaptea în cap în apartamentul în care se ascundeau cei doi. Deschide poliția! Hai zi că o pune uite, în camera aia sunt telefonul. Ce? Polițiștii aveau informații că aceștia dețin pistoale. Pentru a nu fi incidente la descindere, au participat alături de polițiștii din Gorj și Hunedoara și luptători din cadrul Serviciului de Intervenții Speciale. Având în vedere faptul că despre cei doi suspecții ai infracțiunii de tâlhărie existau informații că sunt înarmați și intenționează să folosească aceste arme, polițiștii gorjeni și hunedoreni au fost sprijiniți în urma deciziei conducerii Inspectoratului General al Poliției Române de către luptători din cadrul SIAS, luptători specializați în acțiuni și intervenții speciale. Oamenii legii au ridicat armele de care aceștia se foloseau pentru a-și amenința victimele. Cele două pistoale sunt marca Grizzly, calibru 9 mm, găsite în apartamentul de unde au fost recuperați cele două persoane și 33 de cartușe cu bilă modificate. Bărbații acuzați de comiterea mai multor infracțiuni de tâlhărie au fost aduși la sediul IPJ Gorj, unde le-au fost întocmite mandate de arestare. Deși s-au opus reținerii, aceștia până la urmă au fost încătușați și conduși la sediul Inspectoratului de Poliție pentru a fi cercetați în tâlhăria pe care au comis-o în urmă cu câteva zile pe raza localității Plopșoru. Anchetatorii au stabilit că bărbații obișnuiau să acționeze în grup, aceștia având alți doi complici pe care polițiștii i-au prins încă de săptămâna trecută. Toți cei patru riscă să petreacă următorii ani după gratii pentru infracțiunile comise.